Parcă cineva șoșătește la ureche să mă dau jos după această masă. Ce-ai făcut? N-am mai vrut să-l dau afară. Mișcă ceva în mine. Când pune ăla pe mine copilul în burtă? Ce fel mi s-a spus mie că am pierdut eu copilul aici? Flori. Bine. Cum ești? Ne pregătim de luni? Da, cu siguranță. Ce fac fetele? Bine. Păpușile? Ce faceți voi? Ce faceți, minunilor? Vă sunteți pregătite să vină surioara? Da. Câteva zile mai sunt. Să fie un surior? Nu cred. Nu cred. Mame. Câți copii aveți? Eu, decât pe ăștia, 3 și ăsta, 4. Deci 4 fete. 4 fete. Și acum mai vine o fetiță. Una mică. Una mică. Ești încântată că mai vine o fetiță? Da. Vreau să-l dau afară și la un moment dat mi s-a pus un zid în față. Au început să zică că ce mai trebuie un copil. Pentru că eu nu mă așteptam să rămân însărcinată și zic că ia să-mi iau un test de sarcină. Nu, aia zic, nu-mi vin. Și zic, tu zic, o, e rămasă însărcinată. Eu mă duc cu toporul, te îndreg la farmacie. Când mă duc, doamna zic, știi ceva, dați-mi și mie un test de sarcină. Zic, eu nu știu de ce am impresia că eu cred că mai am unul prin burtă, pe aici, mici, pe aici, și eu nu știu. Ați simțit? Da. Când, hai că mă duc mâine, hai că mă duc poimine, hai că zic să mai treacă ca să poată să-l dea afară, că nu ți-l dă din prima afară dacă... Deci v-ați gândit din prima să renunțați? Din prima, da. Și la un moment dat au trecut săptămânile. Când m-am hotărât eu, era prea pe ultima sută de metri. Doamna doctor de la Bolentin... Mi-a zis, ok, îți fac, dar să știi că este foarte mare păcatul pe care îl fac eu cu tine la ora actuală. Și zic, nu știu cât de hotărâtă ești, că te văd cam nehotărâtă. Ori da orba, zic, nu mă, dar mai clar și mai așa, da. Bine, ok, hai să facem. Mă duc, iau trusa, să ce să ia trusa, eu stând pe masă că n-a să aștept să vină cu injecția, cu să mă amortească, să așa. Am zis, ok. La un moment dat, când, nu știu ce a vrut doamna doctor să facă, își băgau mănușile, nu știu ce Dumnezeu făcea pe acolo, că nici nu vreau să mă gândesc. Și la un moment dat mi se pune ca un zid în față. Doamna doctor, dar eu nu mai vă văd deloc. Cum nu mă vezi? Nu văz decât un zid. Doamne ferește, zic, ce înseamnă aia zid? Un zid. Dar știți ceva? Parcă cineva șoșătește la ureche să îl dau, să mă dau jos după această masă. Pentru că eu am mai dat unul afară. De data asta am zis, Doamne, și în postul Paștelui, chiar zic chiar că fac păcate mari. Și ea lasă unea crescut cele 3 și cresc cele 3, poate să fie și al 4-lea. M-am dat jos după masă și am zis la șofer, hai să mergem acasă. Șoferul, băi, m-ai adus degeaba, plătești drumul pentru că ai venit doar până aici? Tu n-auzi că eu vreau să plec acasă? Mergi și mă duci acasă înapoi. Când s-au pomenit ăștia într-o oră cu mine acasă, ce-ai făcut? N-am mai vrut să-l dau afară. De ce? Păi, tu ești nebună, nu știu ce. Nu, zic, unde crezi că asta 3? Va crește și al 4-lea. Lasă, frate, cât de greu poate să fie. Nu, mama mea nu i-a mai fost greu cu 5 copii, singură.
mi-a murit părinții. Păi tata aveam când aveam eu 5 ani și ori, deci nu știu. Și mama a murit, de fapt a luat calea băuturii. Văzând la ei niște lucruri care nu mi-au plăcut, mătușa mea a vrut să mă înfieze, am o mătușă aici la Udobești, care a vrut să mă înfieze și n-a vrut maică mea să mi-o dea. I-a zis, fănică, cumnată, dă-mi eu că asta se face om, dacă va lua... Bine că mi-a plăcut cartea, dar nu au vrut. Câți frați mai aveți? Eu mi-a decedat unul, mai am patru, trei. Și cu mine patru. Mătușa mea m-a înrumat pe calea cea bună. Mi-a zis, Florii, mamă, n-ai decât să iei munca pentru ca să-ți câștigi pâinea. Nu te duce să furi, nu te duce să spargi, nu te duce să cerșești, pentru că va fi ceva în care o să ne faci de râs pe noi. Și am zis, Doamne, asta este. Și pentru că n-am avut încotro, carte nu, școală nu, unde să te duci să muncești, că fără școală nu se poate, am zis, hai să fac. Și am spart și la lemne, am și făcut și la betoane, am și cărat, nimic de zis. Foarte multe lucruri pe care am știut ca să-mi recâștig pâinea. Am avut un hematom pe care eu nu l-am știut. Am sunat la ambulanță și mi s-a spus că da, l-ați pierdut, nu știu ce, zic, doamna doctor, zic, ok, dar totuși mai am o bută. După toată problema, zic, o dor într-o că începe să miște copilul. Mișcă copilul mine, zic, un fel de pierdere de sarcini am avut a doua oară, că n-avea cum. Mă duc la Bolentin. Doamna doctor, aș vrea și eu totuși să-mi faceți un ecograf la bută, că... Mi s-a spus că am pierdut copilul, că e sarcină, nu știu cum, că e... mișcă ceva în mine. Când pune ăla pe mine copilul în burtă. Ce fel mi s-a spus mie că am pierdut eu copilul aici? Chiar vreau să merg să fac un control. Și mi-a recomandat spitalul exact pe care... Și zic că îți dau o fată pe care o să te ducă și să te aducă de la spital. Și mergând, am prins curaj și am zis, haideți că e bine. Și că e ok. Așa că vine fetița. Și vine fetița. Florentina a apelat la noi în urma gândului de a face o întrerupere de sarcină. S-a programat la întrerupere, iar la spital, pe masă, gândurile o apăsau, era foarte îngrijorată, ea fiind și o femeie credincioasă, nu vroia, în adâncul sufletului, ea nu vroia să facă acest lucru. Iar în gândul ei îi veneau cuvintele unei vecine de ale ei, care i-a povestit de asociația noastră, că noi o putem ajuta să-și nască copilașul, să-și crească după aceea copii, putem să-i oferim un trai mai bun. Așa a apelat ea la noi. De aici am aflat de povestea ei și de ea totodată. Ce nevoie are Florentina? Florentina, în primul rând, a avut nevoia de o prietenă. A avut nevoia ca cineva să nu o critique, cineva să-i fie alături, să o poată îndruma, să aibă cu cine povesti, pentru că, după câte spunea ea, oamenii din sat sunt destul de răi, bârfez mult. Ea, fiind și o persoană foarte sinceră, o persoană harnică, ea este foarte greu să treacă peste aceste lucruri și, în primul rând, avea nevoie de o persoană pe care să o aibă alături și la care poate să apeleze când are nevoie. Avea nevoie, încă are nevoie, de sprijin să fie dusă la spital, sarcina ei să fie monitorizată bine, să o ajutăm să-și procure medicamentele, pentru că, în primul rând, ea are o situație financiară destul de rea, plus că aici, în sat, este o farmacie, dar nu,
nu este foarte bine aprovizionată. Tu ai fost cu ea la spital de fiecare dată? Am fost cu ea la spital de vreo 5 luni de zile. Am fost lunar, după aceea am ajuns să mergem săptămânal și acum de vreo lună, chiar de două ori pe săptămână, pentru că sarcina ei este micuță. Micuță ca dimensiune, copilașul este micuț, sarcina are deja 35 de săptămâni, dar copilașul nu s-a dezvoltat destul de bine. De aceea doamna doctor de la spital a hotărât să-i provoace nașterea foarte curând, un pic înainte de termen. Deci probabil că săptămâna viitoare... Săptămâna viitoare, pe luni, da. Pentru siguranța ei și a copilașului, cel mai bine este să se nască puțin înainte de termen. Ea este o persoană foarte harnică, foarte ambițioasă, a avut o copilărie grea. Ea, de fiecare dată când mergem în drum spre spital, pentru că suntem împreună undeva la 4, 5, 6 ore câteodată, îmi spune că ea nu se descurcă singură pentru că nu știe să citească și nu-și dorește acest lucru pentru fetițele ei. Ea își dorește ca fetițele ei să-și continue studiile și să aibă cei mai buni de la viață. Ea având o copilărie grea, tata a murit când ea avea 5 ani, nu a fost încurajată să meargă la școală, nu a făcut școală absolut deloc. Munca a fost pentru ea de când era copil. Ea asta făcea, muncea. Cu ce a ajutat-o Life Call până acum? Deci cu drumurile la spital? Da, cu consiliere, drumurile la spital, medicamente, analize. După cum se poate observa, ei trăiesc în condiții destul de grele. Casa este neterminată, hainele stau în pungi, paturi nu au, birou unde să scrie fetițele pentru școală nu au, au nevoie de o mașină de spălat. Pe viitor poate își vor face și o baie pentru că toaleta este în curte și de aceea în prag de sărbători ne-am dorit foarte mult să le oferim aceste lucruri. De ce aveți nevoie? De mobilă neapărat, pentru că vreau să le ofer așa și pe viitor să le fac din puțin. De acolo vreau să le strâng, să le bag, să le fac baia, să... Și vreau să le ofer toate condițiile lor. Ce era? Adică ce înseamnă asta? Explică-mi. Uite, asta este... Când un număr e mai mic, da, care înseamnă pe cel care este mai mic. Mai mic sau mai mare? Mai mic. Uite. Numărul cel mare. Asta, uite, 4, 7 e mai... E mai mic ca 74?